Salutare tuturor mai și bine v-am găsit la un nou episod de Terraria. Astăzi vom merge să batem acel Wall of Flesh și of Camera. Am explorat puțin aici acest Underworld, adică iadul. Și l-am explorat destul de mult și în partea aceasta am pus și ceva focuri ca să avem Life Regeneration în timp ce batem Wall of Flesh-ul. Și din păcate nu mai aveam lemn atunci și nu am terminat. Deci o să terminăm în acest episod să punem focurile peste tot. Și ideea este că am strâns eu niște Hearthstone. Și avem noi acum 43 defense, deci 43 defense este destul de mult. Am și un Hellforge, vreau să-l pun aici. Și ideea este că noi acum trebuie să transformăm acest Hellstone în Hellstone Bar, care sunt niște lingouri și înțeleg unde ar trebui. Deci am nevoie de Hellstone și Obsidian. Deci am făcut rost și de mai mult Obsidian, 43 de bucăți și mi se pare că mai am vreo 20 în chest. Imediat o să mergem să le luăm erau pe aici pe undeva niște bucăți de obsidian, știu că le pusem sima, aici. Nu, nu erau 20, erau 47, mă credeam că am mai puține, dacă știam poate nici nu mai luam. Oricum, ideea este că trebuie să facem aici Hellstone Bar, sau nici nu știu exact unde. Poate trebuie un... De asta? uite aici, Hellstone Bar, trebuia un Hellforge și hai să folosim tot ce avem ca să facem multe lingouri, 89, destul de sunt multe. Aici mi se pare că trebuie să facem la crafting, nu la crafting, la furnal sau nu știu că nici eu nu am înțeles prea bine. Cred că la furnal aici trebuia să facem armura, deci o să facem o armură full molten, așa se cheamă, molten breastplate, greaves și care este diferența dintre această armură și cea de cream tail? Deci o să vedeți imediat, am 43 defense și acum am 49. Deci diferența este de armură mai mare, am apărare mai multă. Ideea este că aici noi primim un set bonus de 17% extra mele damage, care este mele damage avem pe sabie și pe acest uh, yo și apropo, mi-a picat un yo-yo de asta cascade, este destul de bun, am văzut și mi-a picat în hell acolo. Și l-am luat și cred că este destul de scump dacă l-aș vinde, dar cred că o să-l păstrez pentru că este chiar bun. Și uitați cât de lung este, chiar are mult damage, deci este bun. Și poate o să-l punem aici și poate o să-l și folosim. Problema este că aici la acest Crimson Helmet și armura de Crimson în general ne dădea un bonus uh, mereu de 6% increased damage și m-a pe toate obiectele, deci nu era mele de meci sau range de meci, era de meci obișnuit care ajută toate obiectele și dădea mai mult de meci. să vedem aici, aveam 32 range de și acum aveam 34 cu acea armură. Și da, acum ne-a scăzut de meciul, dar am zis eu că este mai bine să avem mai multă apărare, 49 defense în loc de 43. Problema este că m-am gândit eu așa. Pentru că nu am foarte multă viață, am 340, bine, nu este chiar puțină, dar este o viață în medie și nu sunt sigur că voi bate acel wall of flesh pentru că o să vreau să-l bat cu acest arc. Deci o să dăm cu acest The Big Knees în continuu și asta vom face așa, îl vom bate. O să folosim și aceste Jester Arrow care nu dau ele foarte mult de meci, dar am aici niște Hellfire Arrow pe care o să le pun aici pe locul al doilea. Și o să folosim Hellfire Arrow care au un damage mult mai mare și da, Bun, deci cam asta o să facem. Mi-au mai rămas multe bucăți de astea de Hellstone. Hai să ne mai putem să craftăm ceva. Ia să vedem, avem aici un Ham X. Ăsta este destul de bun. Și un Imp Staff. Cred că o să facem un Imp Staff. Pentru că este un uh, monstru. Care îl pun aici lângă mine, perfect. Și ăsta dă 9 la 9 să damage și ăsta dă 22, ceea ce este extrem de mult, este o diferență mare. Și vreau acest Hem X, care are X are 150% X power, ăsta are 75% și are și Hammer power. Deci este și un ciocan, putem să aruncăm acest ciocan pentru că nu ne mai folosește. Ăsta nu o să-l arunc, o să-l vând. Și ia să vedem noi, mai putem să facem ceva, mai am doar 12 bucăți de Hellfire și nu are rost să mai continuăm. Ce vreau eu să fac este să testez puțin acest uh, HEMX. Uitați cât de bine arată. Cum vreau să-l testez? Vreau să iau niște lemn. Vreau neapărat să mai fac rost de niște lemn pentru că vreau să mai pun pe acolo. Uitați cât de rapid sparge. Sparge extrem de bine. Vreau să pun pe acolo prin... Uh, uh, hell să mai pun niște focuri de-astea să am Life Regeneration Hai să mai luăm 10 focuri și o să le punem pe acolo, haide să mergem. Știu că nu am mai postat de mult teraria, dar sincer să fiu, îmi lua foarte mult să explorez acest hell și l-am explorat până la urmă. Și nu era problema că îl exploram, pentru că mă jucam o jumătate de oră, exploram în continuu și era. Plus că mai strângeam și materiale și da, cam atât duram. Ideea este că nu prea îmi venea mie să intru pe teraria și dacă nu... Vroiam să intru, practic, am mai sărit câteva zile și nu am mai postat terarea de destul de mult timp. Și acum o să mergem aici jos. Uitați aici foarte mult obsidian. Și o să mergem jos. Și o să încercăm să batem all of flash ul pentru că am explorat. Și în sfârșit o să putem intra și în hard mod pentru că o să intrăm în hard mod. Uite că noroc că sunt blocurile astea aici pentru că am o poțiune de ability to walk on water. Adică să... Mergem pe apă, durează doar 4 minute, nu mai am alta, aveam în jur de 5 potfiuni, sau nu, 4 erau, dar am mai găsit una aici, și erau destul de multe poțiuni, dar le-am consumat cât am explorat. Și, da, uitați câți bani aici, am uh, lăsat niște bani, da, și haideți să mergem în continuare, și ce vreau să fac este să ajung mai în față, aș mi aplica și un uh, Vodudul, guide voodoo vo și o să putem spamona cu acest... Uh, Opa, uh, nu fac bine aici, că era să mor. Bun. Uh, putem să spawnăm un uh, flash, deci cu el putem să spawnăm și ar trebui să folosesc o poțiune, nu am o de regeneration, deci am uitat să iau o de regeneration. Foarte rău pentru că s-ar putea să dau fail la această bătălie și nici nu am una de viteză. Mă, asta este cam grav. Dar să sperăm că ne pică una până ajungem acolo. Trebuie să folosesc această poțiune de ability uh, to walk on water. Hai să o folosim. Văd care are 5 minute, am dat-o acum. Are 5 minute, nu 4, deci hai să zicem că este mai bine. Trebuie doar să ajung până la capăt și să încerc să nu mai audem aici până acolo ca să mă regenerez full. Și după putem să batem și noi mostrul acela. Am încercat să mai spară blocurile pe aici ca să pot să mă mișc mai ușor. Dar nu știu cât de bine la spart. Oricum, uh, sunt multe focuri pe aici și sper să reușim, adică o să am și poțiunile acelea și o să fie mult mai bine. Dar cred că dacă aveam și poțiunea de regeneration era perfect, că mă regeneram. Uitați acum cât de greu mă regenerez și totuși sunt focuri pe aici. Miere nu am pus pentru că nici nu am prea multă și nu prea vreau să mă duc în junglă. Și da, nu suntem prea nu stăm prea bine cu poțiunile, nici cu... Noroc că stau mai bine cu armura. Și este mai bine. Mă, e în regulă, sunt focuri peste tot pe aici. Și știu că era ultimul foc la ceva cu uh, niște cobblestone. Cobblestone? Stoneblock. Nu cobblestone, cobblestone pe Minecraft. Uite aici. Aici era ultimul foc. Și trebuie să merg mai în față să mai pun ceva focuri. Hai să le ținem în mână. Și să vedem, uite aici ar trebui să mai pun unul. Hai să facem felul acesta. Punem încă un foc, neapărat mai am nevoie să mai pun. Așa, uita și o inimă acolo. O să o las pe ate, o să mă ajute când o să mă întorc. Și, da, aici o să batem. De fapt, nu aici o să batem, aici o să începem. O să începem bătălia, o să pun și ultimul foc aici și o să schimb, deci avem aici root-le-sa astea și avem multe gesture arrow și după o să spawneze niște chestii în față care nu mi permit să, da, să trag cu hellfire arrow adică le lovesc, le lovesc, eu pe alea și trebuie să le omorâm ca să pot lovi direct uh, monstrul și era mult mai ușor să bat cu waterball dar am să fie ceva diferit să nu bat uh, așa ușor ca întotdeauna cu Waterbolt, pentru că este destul de ușor cu Waterbolt și nah, hai să fie ceva diferit, dar văd că s-ar putea să mi-au -mi bătaie. Bun, hai să începem bătălia și să aruncăm acest vodudul și asta spauna și acest wall of flash și o să începem bătălia, totuși să dau și poțiunile, zic să nu uit treaba aceasta, uitați câți moștri sunt acolo. Hai să ne dăm noi așa mai sunt din acea poțiune 2 minute. Deci nu mai este prea mult timp. Am ieșit și din joc. Nu mai este chiar așa mult timp. Trebuie să spamăm aici. Nici nu știu în ce dau. Sunt la o distanță destul de mare. Dar sper că dau bine. Ia să vedem. N-am apucat să văd. Sunt full viață. Asta este în regulă. Ia să vedem câtă armură am. 57. Am ajuns la multă armură. Mă, nu cred că o să apuc să dau cu Hellfire Arrow. Dau destul de bine așa de la distanța aceasta. Nici nu știu în ce dau, dar dau și eu aici. Uite că ar trebui să nimeresc totuși. Da, chiar ar trebui să nimeresc, că altfel nu dau damage. Sau uite că dau damage. Nu cred că o să mai schimb pe Hellfire Arrow, pentru că, uitați, sunt aici niște moști în fața mea care nu mă lasă să lovesc. Și aș fi pierdut multe lovituri. Și dau așa și aia este. Oricum îl batem ușor. Mă gândeam că o să fie mai greu. Dar oricum cu toate pregătirile noastre mă dați seama că uh, îl batem. Și Goblin Army, spawnează Goblin Army. Cred că o să mă apuce acel Goblin Army în, uh, cum se numește, în Hard mod Și o să fie bine. Ideea este că îl batem acum și o să intrăm în Hard mod imediat. Mă, mai avem loc, adică sper să nu ajung până acolo unde încep clădirile acelea. Mă, nu se mai spawnează, dar le hai să schimbăm. Dă mai mult damage și explodează acolo. Uitați, am ajuns la clădirile acestea și dacă mă lovește ăsta, sunt ca și mor. Adică nu neapărat ca și mor, dar mă lovește destul de puternic. Hai să-l spamăm acum. Să văd și un ce dau, mai are o mie viață. Hai că-l batem ușor pe ăsta. Da, l-am bătut, sunt full viață, nu se mai poate întâmpla nimic Cred Sper, de fapt Opa, nu pe aici De ce nu pot lovi? Bun, hai că l-am bătut, perfect Eram full viață Și să vedem ce ne-a dat Ne-a dat Clockwork Assault Rifle Nu știu exact dacă este exact ce vreau eu N-am cu ce să trag Și mi-a dat și un Un Hammer de ăsta 36 mele damage, așa mult dă. Și ăsta este un ciocan. 80% hammer power. Și pot să distrug uh, acele altare de demon care craftam eu eu uh, de fapt, la spawne. Și uita, mi s-a dus și pot Deci l-am fix. Și da, hai să mergem în, uh, înapoi. Și uitați, este un goblin uh, Army, acum a apărut. Și cred că sunt aia din. Uh, nu, nu sunt aia. din hard mod. Probabil era deja spawnat și... Na, nu sunt aia, e hard mod. Hai să mai dăm asta ca să mai putem uh, spauna un imp staff. Un imp, de fapt. Și să punem aici un balista rod. Să mai ajute și asta. Și hai să batem acest goblin army și după vom închide acest episod. N-am făcut uh, chiar așa multe. Am bătut monstru acela. A fost o bătălie interesantă. Îmi pare bine că l-am bătut. Și că nu m-am chinuit, adică nu eram aproape de moarte sau ceva de genul. Și nu durează prea mult să batem acest Goblin armii, Se bate ușor. Pentru că sunt destul de -sune mulți monștri și mi se pare că dacă bat un monstru, se duce 1% de acolo, de, din dreapta jos. Deci o să fie rapid, că sunt mulți monștri. Uitați câți monștri sunt aici. Și uitați ce furtună este în partea aceasta. Nu înțeleg ce sunt ăștia. Nu i-am mai văzut, poate sunt din Harmon. Deci Shadow of Flame. Cred că ea sunt din Harmon, să încerc să-i omor. Tu. L-am omorât, nu mi-a dat nimic. Dar sunt unii din Harmon, din câte văd. Nu sunt toți, dar sunt unii din Harmon. Uitească și mor. Bă, nici nu știu în cine sunt, dau aici Da, uitați că sunt unii pe care îi bat foarte greu și acum sunt aproape de moarte. Hai să mă duc în casă. Aici am ceva apărare în plus. Era și miere pe aici? Uh, nu. Bun, am murit. Da, oricum muream. Dar, mă cred că încheiem și noi episodul de aici. Sper că v-a plăcut bătălia și cam asta a fost. Nu uitați să și voi un like să strângeți și noi peste 20 de like-uri la acest episod. Și eu vă mulțumesc pentru atenția o dată. Baftă lume, pa!